Bună seara și ne-am reîntors la Răi da Buni cu romanticul Damian și prea iubitoarea Cristina. Bine ați venit! Sărbună. Bine v-am găsit! O poveste de dragoste care încă se scrie, așa că putem vorbi despre ea. Normal. Da? Normal, da. N-avem nimic de ascuns. Nimic de ascuns. Nu. Uite, vorbeam despre violență în familie. De ce bărbații sunt, unii bărbați aleg calea asta? Păi, cred că, în primul rând, e vorba de frustrări pe care le au unii și... Eu personal nu pot să accept. Am crescut într-o familie unde am văzut violență domestică și pur și simplu mă cutremură când văd așa ceva. Și în ziua de astăzi, dacă văd o treabă ca asta, chiar are un efect foarte ciudat asupra mea. Dar cred că mulți dintre ei au frustrări și au traume nerezolvate. Și cred că traumele astea, ca și atunci când vezi pe cineva în trafic sau ceva, și mi s-a întâmplat și mie, să zicem, când îl vezi că înjură. Nu are de-a face cu tine, are de-a face cu el. El e supărat pe el. Deci cineva care are o ieșire ca asta, aș putea să o... Nu sunt un psiholog sau un terapeut, dar aș putea să o definez ca o problemă nerezolvată, nevindecată, ceva din copilărie, mai mult ca sigur. Frustrări, bătăile care și le-a luat el sau ceva care s-a întâmplat lui, și atunci are nevoie să-și verse nervii pe cineva care e mult mai slab ca el. Eu nu pot să găsesc scuze la un asemenea gest, pentru că, da, deși sunt foarte mulți oameni probabil cu un trecut sau cu o copilărie mai puțin fericite, cred că violența asupra altei persoane arată de fapt cât de slab ești tu. Și e probabil un sindrom de inferioritate foarte, foarte mare la mijloc. Nu pot decât să... Hai să vorbim despre dragoste. Da. Mai bine vorbim despre lucruri voastră, pozitive. Din dragostea voastră a ieșit minunea asta. Știu că Damian, de fiecare dată când mă văd cu el, îmi arată fotografii, filmulețe, este topit. Da. Nu știu cum e să fii tată la vârsta... Toată familia e topit. E incredibil. Tată incredibil. De bebeluș la vârsta da, asta. Da, incredibil. Mai ales pentru mine, pentru care nu mi-am dorit copil o viață întreagă. Cum? Nu mi-am dorit copil. Nu ți-ai dorit copil? Nu. Și acum. A fost să fie sau? A fost să fie. A fost Dumnezeu, să fie. Da, da, da. Pentru că, mai ales și Cristina, care mai mulți specialiști i-au spus mai de mulți ani că nu se poate să aibă sarcină sau copil. Mm-hmm. Și la mine nu mi-am dorit copil și în premieră, ca să spun ceva la tine nou, în afară de muzică, am avut pentru o perioadă și 10 ani de zile am avut și vasectomie. Adică chiar nu am avut copii. Serios? Da, da, da. Dar e revers. Viața asta... te întoarce pe toate părțile. Normal. Nu credeai că vei ajunge aici la vârsta, nu. La vârsta asta. Dar l-ai văzut schimbat pe Damian după ce s-a născut? L-am văzut, de fapt, pe Damian pe care credeam că o să-l descoper de la bun început. Un om iubitor și implicat și un copil ca și copilul nostru, exact. La fel. Văd doi copii, doi prieteni, doi... Uite-te, Damian, te trezești acum la vârsta asta că te întreabă lumea. Și nunta când? Noi nu ne-am gândit la nuntă, dar... Se zice că tu nu vrei să te măriți. Nu pentru că nu vrem Cristina să... Cristina are o superstiție, o să spună. Eu am o superstiție. El a tot fost căsătorit. Toată lumea știe de atâtea ori a avut relații de lungă durată căsătorii. Și eu am o superstiție, cum că dacă ne-am căsătorit, s-ar putea să ajungem și noi în punctă. Da, și de aia alții... Nu, dar nu e ca și cum nu-mi doresc să fim toată viața împreună, că de fapt asta mi-am dorit de la bun început. Dar am o vorbă, vreau să... De fapt e un joc de cuvinte, vreau să fiu iubită toată viața. Aha. Urmează spectacolul de la Sala Palatului, după calculele mele. 31 martie 2020. 31 martie. O lună și încă un pic. Ai început să repeți? Chiar de ziua mea. N-am început să repet, pentru că trebuie să fiu sincer cu tine. Știi că întotdeauna, dacă sunt sincer, nu numai cu tine. Te rog frumos, varsă sinceritate. N-am început să repet, sau să pun conceptul pe picioare. Tocmai vorbeam cu Cristina asta mai înainte și am avut un fel de... Cum se zice? O refulare, pentru că e și Cosmin acolo, polițistul meu care se ocupă de noi. Așa. M-am ocupat în ultimele două luni de zile de promovare, de vânzare de bilete, de cum să facem aia, cum să pun sponsorul, cum să vină ăla, cum să vorbesc cu ăla și creierul meu este plin de lucrurile astea. Dar ce mi-am dat seama este de fapt un mod al meu de a evita
să mă apuc de repetiții, pentru că eu lucrez foarte bine sub presiune și cu cât mai mult se apropie, cu atât mai bine lucrez. Da, și am o modalitate de a evita lucrurile ca să se apropie. E un mecanism al meu pe care mi l-am... Nu sunt mândru de el. Ai visat concertul? Pun pariu că faci asta la Palatul pentru că știi că vrei să ajungi... Îl știu în capul meu cum e deja. E vorba despre povestea vieții mele, adică am deja puțin... Am și un regizor foarte fain, am deja cumva creionat. Ideea este să întâmplă ceva de la Fonica Luca, Romica Puceanu și Fărmița Lambru, care suntem rude cu ei. Să nu-mi zici până la Abitalent. Nu. Adică înainte să mă nasc eu, și are de-a face cu... O să vedem ce fel de entitate. Damian există înainte să fie să nască exact pe pământ. Și vreau, nu știu ce fel de entitate, încă nu știm, ursitori, ele sau nu știu ce, o voce care o să spună că se naște acest copil și e vocea aceea de contră care spune pe ei, o să trebuie să ajungă undeva. Și e cealaltă voce din contră care spune, pe da, dar n-are cum să ajungă. Uite unde să nască, în țigănie, nu o să pot să facă nimic. Și cumva vocea asta, aha, care mă... The monkey deci mind, cum să spunem. E film, e ceva, nominalizare la Oscar. Nominalizare la Oscar, nu. Nu suntem Joaquin Phoenix. Povestea lui, semeni cu el. Acum îmi dau seama. Deci semeni cu el cum a apărut la Oscar-ul, jur? Nu cred. Ba da, îți arăt o fotografie. Povestea lui Damian Drăghici, chiar de ziua lui, la Sala Palatului, după pauză. Cu mulți invitați. Mulți invitați. Ne povestești după pauză cine vine.